Pacea Domnului! Cum sunteți după o săptămână de lucru? Pregătiți de odihnă, nu? Gata de a ne reîncărca bateriile, gata de a fi aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, dincolo de a încerca să facem din trupurile noastre un moment din acesta în care să încercăm să ne revenim, da? Avem nevoie și de odihnă pentru suflet, ba mai mult decât atât, de a ne odihni din punct de vedere, duhovnicesc la sânul lui Dumnezeu. Continuăm în seara aceasta ceea ce am început acum 4 săptămâni. Vorbim despre cea din urmă criză și am analizat mai multe etape a felului în care ne avertizează Spiritul profetic, ne avertizează Cuvântul lui Dumnezeu privire la vremurile care ne așteaptă. Așa cum am văzut în ocazia trecută și în fiecare dintre întâlnirile noastre de vineri seara, am adus în prim plan câteva versete biblice care au stat la baza ideii acesteia de a vorbi dumneavoastră, bisericii, celor care ne urmăresc în online, despre această din urmă criză care este de neînchipuit. Daniel vorbește despre asta și spune că va fi o strâmtorare cum n-a mai fost niciodată. Domnul Iisus ne avertizează despre faptul că va fi un necaz așa de mare cum n-a mai fost vreodată. Și Apostolul Pavel confirmă aceste profeții vorbind despre atunci când va fi o prăpădenie neașteptată. Toate acestea au ca scop avertizarea copiilor lui Dumnezeu. Uitându-ne asupra pasajelor din Spiritul Profetic, l-am ales pe acesta, noi ne apropiem de o mare criză care mai mult decât oricare alta de când a început lumea va cere totală consacrare a oricărui om ce a luat numele lui Hristos asupra lui. O consacrare a fiecăruia dintre noi. De aceea cred că am ales să fim în seara aceasta aici, de aceea am dat drumul device-urilor pe platforma, pe oricare dintre platformele unde ne puteți și unde ne vizualizați pe rețelele sociale, pentru a vedea cumva ce are să ne transmită Dumnezeu nouă cu privire la criza aceasta. Am vorbit în prima ocazie despre Marea Strâmtorare și despre ideea ecumenismului, atunci când toate religiile de pe întreg pământul se vor uni. Apoi despre America și despre legile albastre, da, legile duminicale, care astăzi sunt în vigoare în anumite state din SUA. Despre universalitatea legii duminicale, deși pare paradoxal, conform profeției, întreaga omenire, la momentul împlinirii profeției, va alege să se închine în ziua de duminică și în ocazia aceasta vorbim despre marea criză și așteptările pe care Dumnezeu le are de la adevărații credincioși. Așa că vorbim despre alegere în fond. Dacă vrem să facem parte din echipa lui Hristos sau vrem să fim de partea cealaltă. Știți că ca orice sportiv ce se respectă, înainte de a intra pentru a susține un meci oficial sau a alerga într-o cursă oficială sau oricare ar fi sportul pe care un sportiv de performanță îl practică, este nevoie de antrenament. Așa că noi, în toată perioada aceasta, până când va veni această mare criză, suntem la antrenament și avem nevoie să ne antrenăm mintea, să ne antrenăm trupul, să ne antrenăm împreună cu echipierii noștri în demersul care urmează să vină peste noi. Vă reamintesc ultima întrebare, ca o scurtă recapitulare a ceea ce a fost data trecută. Ce semnificație va avea legea duminicală națională din Statele Unite ale Americii pentru poporul lui Dumnezeu? Spiritul profetic, sunt două citate, spune așa. Așa după cum apropierea armatelor romane a fost un semn pentru ucenici cu privire la apropiata distrugere a Ierusalimului, tot astfel această apostazie va fi un semn pentru noi că limita răbdării lui Dumnezeu este atinsă, că măsura nelegiuirilor noastre este umplută și că îngerul Harului este aproape să-și ia zborul și niciodată nu se va mai întoarce.
Așa după cum împresurarea Ierusalimului de către armatele romane a fost semnalul pentru fuga al creștinilor iudei, tot astfel asumarea puterii de către națiunea americană în decretul impunerii sabatului papal va fi semnul de avertizare pentru noi. Atunci va fi timpul să părăsim orașele mari și să ne pregătim să părăsim orașele mici pentru locuințe retrase în locuri singuratice prin munți, spune profetul Domnului. Spuneam și data trecută, cred că trebuie să fim atenți la deciziile pe care le luăm astăzi, în vremurile pe care le trăim astăzi, să ni le asumăm ca fiind personale și nu să le punem în cârca spiritului profetic sau, cum să spun eu, a felului în care Dumnezeu ne cere să fim creștini după voia Lui. Așadar, momentul în care ar trebui să ne gândim serios la ceea ce înseamnă o decizie bazată pe Scriptură și pe Spiritul Profetic a părăsirii locului în care suntem astăzi și locuim astăzi, are de-a face cu semnul de avertizare pentru noi și anume decretul impunerii sabatului papal. Până atunci, orice fel de decizie luăm la capitolul acesta se bazează strict pe dorințele și practicile noastre, nu pe ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Mergem puțin mai departe, cuvântul zice, sau întrebarea este așa, cum să se comporte păzitorii adevăratului sabat în timpul legii duminicale? Interesant ce spune Spiritul Profetic. Zice așa, adventiștii, adică așteptătorii celei de-a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, nu neapărat adventiștii creștini de ziua șaptea, ca să nu facem confuzie, trebuie să-și arate înțelepciunea lor, abținându-se de la lucrul lor obișnuit în acea zi, dedicând timpul pentru lucrare misionară. Sfidarea legilor duminicale va întări persecuția fanaticilor religioși care caută să le impună. Nu dați ocazie să vă considere călcători ai legii. Cineva nu primește semnul fiarei pentru că înțelege înțelepciunea menținerii păcii prin abținerea de la lucru duminica. Ce vrea să spună cuvântul inspirat aici? Că chiar și atunci când va veni și va fi decretul duminical dat, noi, ca așteptători ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos, va trebui să fim, cum? Înțelepți. Și ziua de duminică să o folosim pentru misiune. Nu să sfidăm, nu să arătăm că nu ne pasă de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Avem nevoie de tact și de înțelepciune în a ști cum să ne așezăm pașii și alegerile, astfel încât să fim o lumină pentru cei din jur și nu să fim pricină de poticnire sau, din contră, să fim aceia care să-i provocăm pe cei din jurul nostru. Amintiți-vă de cei trei tineri în cuptorul aprins și chiar mi-ar plăcea cumva să citim anumite detalii din Daniel capitolul 3. Sper să găsesc repede. Și dacă găsește cineva înaintea mea, îl rog să mă ajute. Daniel, capitolul 3. Hai mă. Pe telefon se găsește mai... De ce nu? Ați găsit? A găsit cineva? Daniel, capitolul 3? Tot capitolul aș vrea să-l citim în ocazia asta. Să ne amintim cumva episodul. Am găsit și eu între timp. Daniel 3 zice așa, împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur, înălțat de 60 de coți și lat de 6 coți, l-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Știm momentul acesta, mai departe zice, în clipa în care au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme câțiva haldei s-au apropiat și au părât pe iudei.
Ei au luat cuvântul și au zis: împăratului Nebucadnețar, să trăiești veșnic, împărate, ai dat o poruncă, după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur. Și după care, oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt aici, de față cu noi, citesc versetul 12, niște iudei cărora le-ai dat cu grijă treburile ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai întâlnit, l-ai înălțat tu. Ce ne arată pasajul acesta? Putem să citim mai departe, știm istoria de aici. Aveau opțiunea de a fi sfidători cei trei care erau conducători în Babilon în perioada respectivă? Cu siguranță. Puteau să își ia aliați cu ei și să spună: noi nu vom face lucrul acesta. Știau ce îi așteaptă. Dar dincolo de orice altă atitudine sfidătoare, acești trei tineri au luat decizia să fie în Valea Dura alături de toți ceilalți, punându-și speranța în Dumnezeu. Și în momentul în care împăratul a dat porunca, ei au ales să nu se închine. Au ales să rămână în picioare și au ales să-i dea glorie singurului Dumnezeu. Spune Mântuitorul Iisus Hristos: fiți înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbiei, păziți-vă de oameni. Avem nevoie de inspirație din partea lui Dumnezeu. Avem nevoie să înțelegem ce dorește Dumnezeu de la noi și să fim inspirați prin înțelepciune de sus, astfel încât să luăm decizii cu tact și nu decizii care să ne pună în postura în care autoritățile statului să aibă ceva cu noi. Care să fie atitudinea poporului lui Dumnezeu care trăiește cu perspectiva marii strâmtorări? O mare responsabilitate revine bărbaților și femeilor rugăciunii de pe tot cuprinsul pământului, ca să ceară de la Dumnezeu să împingă înapoi acest nor vătămător și să mai dea câțiva ani de har pentru ca să lucrăm pentru Maestrul nostru ceresc. Cum vi se pare citatul ăsta? Sau îndemnul acesta? Atunci când l-am citit, m-a zguduit puțin. Pentru că știți că până și astăzi noi ne rugăm altceva. Ne rugăm să vină persecuția mai repede, ne rugăm să fim aruncați în focul valurilor de dinainte de revenirea Domnului Hristos. Ellen White ne spune că chiar și atunci când tot pământul va fi cuprins de legea duminicală, datoria noastră este să ne rugăm să mai primim câțiva ani de har. De ce? Pentru ca să lucrăm pentru Maestrul nostru ceresc. De ce ne recomandă Spiritul Profetic o astfel de atitudine? Care este scopul pentru care să existe o astfel de rugăciune? Să fie salvați cât mai mulți. În Luca 13 găsim un episod pe care Mântuitorul Iisus Hristos îl aduce înaintea ucenicilor. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, l-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și continuă Iisus. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului: iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul,
mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va aduce roadă. Dacă nu, îl voi tăia. Tocmai aceasta este atitudinea vierului, îngrijitorului, care suntem noi. Cei care, cărora ne-a încredințat Dumnezeu via aceasta în care să lucrăm. Scopul nostru nu este acela de a spune până aici. Mântuirea și momentul revenirii Domnului Hristos o va lua dumnezeirea însăși. Nu noi. De aceea datoria noastră este să ne rugăm pentru har. Mai lasă-l și anul acesta. Pentru că nu se știe niciodată când vine pocăința în viața lui. Când se poate schimba traiectoria vieții lui. Acesta este scopul nostru la nivel individual, cât și ca biserică. Nu suntem într-un loc ca acesta să judecăm, ci suntem într-un loc ca acesta să fim un balsam alinător. Să fim o rugăciune continuă pentru har și binecuvântare de sus. Mai ales acum. Dar ca să fim, să avem o astfel de atitudine atunci, va trebui să ne pregătim în demersul acesta de astăzi. Doamne, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap. Am să-i pun cu noi. Poate că de acum înainte va aduce rod. A fi un astfel de practicant, un astfel de credincios practicant, trebuie ca dincolo de a înălța rugăciuni să fim oameni activi. Da? N-a zis, o să-l las acolo într-un colț, poate că la anul o să aducă rod. Ci spune, am să-l sap, am să-i pun gunoi la rădăcină. Am să fac ceva pentru el. Nu voi sta cu mâinile în sân. Și credeți că un astfel de credincios va începe practica atunci? O va face de acum. Știți că vom avea oportunitatea de a fi o lumină în București în perioada următoare. Mi-ar plăcea tare mult să fim așa cum ne cere Dumnezeu astăzi. Și să dăm din timpul nostru, să schimbăm puțin prioritățile și să reușim să fim și noi parte activă, fie că vorbim despre ceea ce se întâmplă aici în biserica noastră și ce se va întâmpla aici în perioada următoare, sau că vom fi la alte proiecte prin București. Important este să fim astfel de oameni. Să săpăm, să punem gunoi. Să fim vieri, ascultători de Cuvântul lui Dumnezeu. Care va fi rațiunea legii duminicale? Interesant pasajul acesta. Interesant ce scrie Ellen White în Tragedia Veacurilor. Corupția ce se răspândește pretutindeni cu repeziciune este în mare parte atribuită pângăririi așa numitului sabat creștin, duminica, crezându-se că decretarea păzirii duminicii va îmbunătăți starea morală a societății. Această pretenție e ridicată în special în Statele Unite ale Americii, unde doctrina adevăratului sabat a fost în mare parte predicată. Vedeți ce interesant? Exact acolo, unde majoritatea creștinilor cunosc despre adevăratul sabat al lui Dumnezeu, exact acolo se va întâmpla total invers. Și corupția va fi cea care va împinge spre o astfel de atitudine. Știm bine că avem avertizări ca acestea. În accidente și calamități pe mare și pe uscat, în marile conflagrații, în furtuni grozave și uragane pustiitoare, inundații, cicloane, valuri uriașe și cutremure în toate locurile și în mii de forme, Satana își exercită puterea. Vă sună cunoscut? Când s-or întâmpla asta? Am fost tentat să aduc mai multe evenimente recente, dar mi-am dat seama că, de fapt, așa cum le citesc eu, le citesc și dumneavoastră și le vedeți și dumneavoastră. Nu v-aș fi adus nimic nou. De câte ori deschizi internetul sau apeși pe butonul telecomenzii, vezi
evenimente pe care acum multă vreme le profetiza Ellen White. El distruge recolta gata de recoltat. Și ca urmare vine foametea și suferința. Vă sună cunoscut? El face ca aerul să fie poluat de moarte și unii pierd din cauza stricăciunii lui. Aceste dezastre vor deveni din ce în ce mai frecvente și mai nimicitoare. Cu ceva vreme în urmă vorbeam cu anumiți frați de credință și spuneau, dar lucrurile astea s-au mai întâmplat. Evenimente ca acestea au tot fost. Ce face diferența între ce a fost și ce este acum? Tocmai ceea ce spunea Spiritul Profetic. Aceste dezastre vor deveni din ce în ce mai frecvente și mai nimicitoare. Din ce în ce mai mari. Cu impact mai mare. Și atunci amăgitorul cel mare îi va convinge pe oameni că aceia care slujesc lui Dumnezeu provoacă toate aceste rele. Se va spune că oamenii îl insultă pe Dumnezeu prin călcarea sabatului duminical, că acest păcat a adus calamitățile care nu vor mai înceta până nu se va impune cu strictețe păzirea duminicii. Este scenariul profetizat de omul lui Dumnezeu. Se va spune că oamenii îl insultă pe Dumnezeu prin călcarea sabatului duminical, că acest păcat a adus calamitățile care nu vor înceta până nu se va impune cu strictețe păzirea duminicii. De unde vorbeam data trecută că va începe, că va veni direcția aceasta? Din Statele Unite ale Americii. Garantul libertăților de închinare, libertăților religioase. Dar atunci când omenește, nu va mai fi posibil o strunire a lucrurilor. Va trebui să se găsească vinovații. Care va fi rațiunea legii duminicale? Tocmai ceea ce am citit. Nu va veni de nicăieri, ci va veni treptat. După darea legii duminicale, să ne așteptăm la mulți ani de har? Oare cât va mai trece din momentul în care se va da legea duminicală până în momentul în care Domnul Hristos va reveni pe norii cerului? Înlocuirea adevărului cu falsitate este ultimul act al dramei. Când această înlocuire devine universală, fiți atenți, universală, da? Am mai avut niște citate și în ocaziile trecute care confirmau lucrul acesta. Universal. Dumnezeu însuși se va descoperi. Când legile omenești vor fi înălțate deasupra legii lui Dumnezeu, când puterile acestui pământ încearcă să-i forțeze pe oameni să țină prima zi a săptămânii, să știți că a venit timpul ca Dumnezeu să lucreze. El se va ridica în maestatea sa și va scutura în mod teribil pământul. Dumnezeu are un dosar cu toate națiunile. Cifrele au proporții împotriva lor în cărțile din ceruri. Și când va veni o lege prin care călcarea primei zile a săptămânii va fi sancționată cu pedepse, atunci paharul lor va fi plin. Prin urmare, acest timp de har de după darea legii duminicale va fi un timp scurt. Va fi momentul în care Hristos va reveni pe norii cerului. Va fi, dacă vreți, strigătul de la miezul nopții. Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Va fi momentul în care vom fi îndemnați de Duhul lui Dumnezeu să ne uităm spre cer și să-L vedem pe Mântuitorul revenind pe norii cerului. Să fim în viață și să fim părtași ai revenirii Domnului Hristos, deși nu va fi ușor. Nu va fi ușor și cu ulei în candelă.
da? Asemenea celor cinci fecioare înțelepte. De acum ne pregătim. Acum este momentul în care să știm să păstrăm candela aprinsă. Să avem ulei la îndemână. Ce se va întâmpla cu cei care nu vor accepta să se supună legilor civile prin care se va impune păzirea duminicii în locul sabatului biblic? Ce se va întâmpla cu, nu știu dacă risc spunând asta, cu noi? Decretul vizând respectarea duminicii se va răspândi, din nou spune Ellen White, în toată lumea. Indiferent de religia pe care acești oameni o au astăzi, indiferent de ziua de închinare pe care o respectă astăzi. Necazuri și persecuții vor îndura toți cei care, în ascultarea lor de cuvântul lui Dumnezeu, vor refuza să se închine sabatului fals. Nu sună încurajator, nu-i așa? Din pricina numelui meu, toți veți avea necazuri. Da, e adevărat că ne-am obișnuit cumva cu o altfel de realitate. Și ne este confortabil. Tot pământul va fi agitat de ura împotriva adventiștilor. Nu suntem mulți la nivel mondial. Vreo 20 de milioane, 21 pic de milioane. Dar Ellen White știe că atunci când vorbește despre adventiști, vorbește despre adevărații așteptători. Pentru că ei nu vor da omagiu papalității prin onorarea duminicii, instituția acestei puteri anticreștine. Scopul lui Satana este ca ei să fie șterși de pe pământ, pentru ca supremația lui asupra lumii să fie disputată. Am subliniat afirmația asta pentru că mi-a atras atenția. De ce credeți că Ellen White, sau pe ce se bazează Ellen White dincolo de profeție, pentru că profeția inevitabil nu poate să contravină Scripturii. Când zice că Satana este, scopul lui Satana este ca ei să fie șterși de pe pământ pentru ca supremația lui asupra lumii să nu fie disputată. Oare nu știe și el ce abordăm noi în ocazia asta? Nu știe ce a scris Ellen White? La ce se gândește oare? Diavolul, același despre care discutăm aici, a avut îndrăzneala să meargă la Mântuitorul Iisus Hristos. Și mă opresc doar la a doua ispită. Da, diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Stăpânitorul lumii acesteia este el. Că ne place să credem sau nu, acesta este adevărul. Iar el, conform cu ceea ce spune spiritul profetic, se va lupta până când toți de pe pământul acesta vor fi ai lui. Și care este paradoxul cel mai mare? E că el nu ne vrea cu totul al lui. Ne vrea doar negru sub unghie. Da? Un pic. Un pic, nu mult. Un pic. Puțin. Cât mai puțin. Bătălia pentru câștigarea de partea lui a Mântuitorului Iisus Hristos a fost aceeași atitudine care va fi la final, și anume, ce să facă? Să îi se închine. Nu și-a dorit nimic altceva, cel rău, ci închinare. Dacă ne uităm la celelalte două ispite, au avut o cu totul altă fațetă, da? A ținut de persoana Domnului Hristos. Aici, în ispita aceasta, îi cerea închinare și va primi totul. Este al lui. Și noi, locuitorii acestui pământ, în principiu suntem ai lui. Spune Apostolul Pavel: mă lupt să fac binele și mă trezesc făcând răul.
De aceea spuneam la început că în ocazia aceasta vorbim despre alegeri. Despre ai cui dorim să fim. Ai lui sau ai celuilalt. Pleacă Satanul, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Atunci, diavolul l-a lăsat. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-l slujească. Vedeți? Aceasta este vestea bună. Aceasta este vestea bună. Că în momentul în care rămâi consecvent lui Dumnezeu, că în momentul în care cunoști Sfânta Scriptură, cunoști așteptarea lui Dumnezeu de la tine, vei ști pe unde să mergi. Vei ști cum să rămâi în picioare. Și Iisus venea după 40 de zile de înfometare. Și cu toate acestea, atunci când a fost vorba de a rămâne în picioare și de a nu-i se închina celui rău, a avut puterea să-i spună doar Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Și în momentul acela, Satana a plecat. A plecat. De aceea, vestea bună este tocmai aceasta. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și cel care te-a întocmit, Israele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc. Te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Și râurile nu te vor uneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. În tot acest periplu, au fost 20 de întrebări în care am răspuns timp de 4 ocazii. Rămâne această veste bună. Că indiferent de ceea ce ne așteaptă, dacă rămânem lângă Dumnezeu și dacă respectăm cuvântul Său, vom avea parte de biruință. Iar lupta aceasta nu vom duce noi. O duce Domnul în locul nostru. Amintiți-vă pe David, în momentul în care în fața lui era un uriaș, Goliat. Nimeni n-a vrut să lupte cu acest uriaș. A venit David, un copilandru, știți că a vrut să se înarmeze și el, să ia armura lui Saul. Îi venea. Și a luat praștia, și a luat traista, a trecut printr-un râu și a luat de acolo 5 pietre. Și știți ce îi spune lui Goliat atunci când acesta îl vede și începe să râdă de el? N-am venit cu sabie, n-am venit cu arme, ci am venit în numele Domnului. Aceasta să fie lecția pentru noi. Dumnezeu ne avertizează că în fața noastră va sta un uriaș care pare de netrecut. O mare criză cum n-a mai fost vreodată. Puterea noastră va sta întotdeauna într-o relație autentică cu Dumnezeu și nu vom lupta noi, ci El însuși va lupta pentru noi. Domnul să ne dea biruință și să rămânem lângă El, indiferent de ceea ce se va întâmpla în jurul nostru. Amin.